Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Mirel Rădoi este noul selecționer al României. El lasă Naționala Under 21, însă se va reîntâlni cu generația pe care a dus-o până în semifinalele campionatului european de anul acesta din Italia. Se va reîntâlni cu această generație la Jocurile Olimpice de anul viitor. Va antrena Naționala Olimpică la turneul la care a calificat practic această echipă împreună cu generația Under 21. Mirel Rădoi așadar vine în locul lui Cosmin Contra la echipa națională. Acum se discută despre înlocuitorul său pe banca națională a Under 21. Sunt multe discuții, sunt multe nume propuse. Se discută despre Enache, se discută chiar despre Adrian Mutu. Discutăm despre aceste lucruri în această dimineață. Tot în dimineața asta însă vom mai vedea reacții de după câștigarea Ligii Campionilor Asiei de către Al-Hilal și de către Răzvan Lucescu, antrenorul lui Al-Hilal. O performanță foarte importantă în Asia. Și vom discuta în această dimineață despre importanța acestei victorii în finala Ligii Campionilor Asiei, cum e percepută această performanță în țările arabe. De asemenea, în dimineața asta discutăm despre Liga 1, ce se mai întâmplă în Liga 1, ce transferuri se mai fac, ce discuții mai sunt, ce antrenori ar putea să plece, ce antrenori ar putea să vină. Vom discuta un pic și despre handbal, pentru că stă să înceapă campionatul mondial de handbal din Japonia. Astăzi, fetele care au mers la acea terapie interzisă cu laser își vor afla pedepsele. Doping, o formă modernă de doping, vom discuta un pic și despre această situație, însă în această dimineață încercăm să reluăm o discuție pe care am avut-o acum câteva luni cu un invitat special, Florin Motroc, în această dimineață din nou în studioul GSP Live. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! Ce faci? Uite pe acasă. Înțeleg că ai făcut, cum zic fotbaliști, ai făcut ligamente. Râda nu e de râs. Da, știi cum e, că atunci tata are o vorbă, zice, atunci când șoarecile nu încape pe gaura cheie și mai leagă un dovleac de coadă. M-am dus să joc la Liga de Old Boys pe București. M-au cooptat niște foști colegi de-ai mei, Mazat, cu Caramian, în fine. Sunt mai mulți fotbaliști care joacă la liga asta peste 40 de ani. M-am întâlnit și cu Marius Mitu, m-am întâlnit și cu, trebuia să vină și Doboș, în fine, suntem mai mulți. Și din păcate, da, cu vreo două săptămâni, la un meci pe undeva pe la Chiajna, am făcut o întorsă de genunchi destul de urâtă. Este o recidivă, că am mai avut o problemă la un ligament. M-am apucat în secund și am jucat în Kuwait, aveam 38 de ani și acolo mi-am rupt ligamentul colateral, m-a pocnit un brazilian. În fine, și cu un genunchi destul de șubrezit și totuși eu vreau să cred că mai sunt tineri, dar nu mai sunt la 52 de ani, din păcate. Mulțumesc, doamnă, și asemenea. Să fii sănătos. Știi cum e? Vrei, îți dorești. Aici la cap comenzile merg, dar nu te mai ajută picioarele. Și din păcate, la o schimbare de direcție, mi-a fugit genunchiul și rezultatul remeneului a fost unul destul de simpatic. Un ligament încrucișat. Ligamentul încrucișat anterior, rupt. Cu ligament încrucișat? Păi nu vreau să mă gândesc. Din ce am văzut, sunt vreo 6 luni minimum. Cu toate că acum la ce discuție am avut și chiar cu domnul doctor Codorean, că la el am fost și am mai văzut încă un alt doctor specialist, tot așa, mi-au spus că după noile, metodologia asta nouă de a schimba ligamentoplastie și ce aparate au și tot ce, că ar trebui maxim 2-3 luni să pot să alerg și să mă mișc normal. Cu toate că ce am văzut în jurul meu cu ligamente încrucișate sau ligament încrucișat, sub 6 luni nu prea au fost apti. Dar problema nu este operația propriu-zisă la genul ăsta de accidente sau, eu știu, accidentări. Este problema recuperării. Recuperarea e foarte grea. Tu n-ai avut problemele astea ca fotbalist? N-am avut niciodată probleme. Eu problema asta am avut-o. Fotbalista a fost, aveam, din secund ți-am povestit. M-a luat domnul Sighitiu când am plecat cu el în Kuwait și fiindcă nu erau jucători pe acolo și am văzut că se poate să joc și am șanse mari să joc, cu toate că aveam 37 de ani, pregătindu-mă cot la cot, că nu erau preparatori fizici în perioada aia prin Kuwait, în 2000, aproape 2000, cam așa, 2001, am decis să și joc. M-am băgat la vreo 2 jocuri amicale în cantonament, eram undeva până Emirate cu domnul Sighitiu și după jocurile alea 2, culmea, Florin Pârvu, fostul jucător al echipei naționale și de la Petrolul, care și el era acolo. Unul din favoriții lui Hagi la națională, da, ții minte. Exact. Și el nu s-a adaptat. El avea 27-28 de ani și
Culmea, m-a oprit pe mine, care eram lăsat de ceva timp. Și am și jucat, am și promovat. Dar acolo am făcut, mi-am rupt ligamentul colateral. Am stat o lună în gips, în fine, recuperat, după care am jucat iar acolo cu ei. În fine, asta e un microb. Când ai fotbal în sânge și mă uitam că tu ai făcut așa o listă cu ce să discutăm și data trecută am făcut lista și n-am apucat să o vorbim. Da, exact. Sper să o respectăm, să o respecti astăzi. Sigur o respectăm. Sunt multe de povestit într-o oră, n-ai... Zim ce faci în momentul ăsta. Deocamdată sunt acasă. Știu că la ultima discuție eram foarte optimist și speram ca într-o lună să plec. Au fost fel și fel de variante atunci, în iunie, în iulie. Din păcate... Am avut mult ghinion că în momentul când am plecat din Arabia Saudită la sfârșitul lui mai, aveam două variante în mână și din păcate m-am trezit că nu mai pot să prind niciuna. De ce? Pentru că la echipa mea unde trebuia să-mi continui mandatul, președintele meu și-a dat demisia după ce noi am scăpat echipa de la retrogradare. Jabalain. Da, era o echipă venită din Liga 3, o echipă mică cu un buget, cred că am avut cel mai mic buget din Liga 2. O Liga a doua foarte puternică anul trecut, cu 6 străini plus 1 pe bancă, de 7 străini, ceea ce anul ăsta nu s-a mai făcut. Am înțeles că n-au decât 4 străini față de anul trecut, deci ceva s-a întâmplat că s-au diminuat bugetele. Și culmea culmilor este că eu cu echipa mea am reușit să scap cu cel mai mic buget, cu toate că lor le era tare frică că voi retrograda. Și asta a fost obiectivul în primul an. E, și altă echipă cu care eu mă înțelesesem din iarnă, aveam un acord al Hajer, o echipă care a cochetat cu prima ligă profesionistă și pe care eu i-am mai întâlnit când antrenam Town-ul în prima ligă saudită. Culmea, prin rezultatul meu indirect 1-1 în deplasare la Ansari, am retrogradat pe ei. Și din două variante m-am trezit cu niciuna. Și era destul de târziu, pentru că în luna iunie, când eu am ajuns în țară, la începutul lui iunie, deja antrenorii erau deja arvuniți, erau semnați și trebuia să aștept perioada de pregătire, care pauza de fapt de două luni, iunie-iulie, și din august când au început toți pregătirile. Și iată că e august, septembrie-octombrie, am ajuns în noiembrie. Au fost schimbări de antrenori, am avut multe discuții în perioada asta de două luni aproape, de când s-a reînceput campionatul în Arabia Saudită, și prima ligă și Liga 2, dar din păcate murtulare a fost frică, pentru că au zis că am pretenții destul de mari, văzând CV-ul meu. Impresarii care au discutat au cerut bani destul de mulți. N-am putut nici eu să intervin, pentru că dacă intervii, risc să-ți închizi de tot ușile, să nu mai prinzi nicio ușă deschisă, și atunci ai nevoie de ei, pentru că asta este, filiera. Circuitul despre care vorbeai data trecută. Că e un circuit în care dacă nu prinzi rotița, nu te angrenezi rotița... Și plus că trebuie să ai conexiunile, managerii de acolo, arabii, ai nevoie de ei. Fără ei nu poți să pătrunzi. Sunt cei care fac transferuri. Exact. Și care își mai pun pe dreapta niște bani. Și atunci dacă tu încerci să-i sari sau încerci să faci alte chestii, vorbesc și prin spate și a doua oară nu mai intri în circuit, te scot, te elimină. Și de asta trebuie să fii cât de cât diplomat. Și ei au, normal, văzând ce CV am și totuși din 2012, practic până în 2019, am 6 trofee câștigate în golf. O finală a Cupei Emirului pierdută în Kuwait, o echipă scăpată de la retrogradare, o echipă mică pe care eu știu toți o condamnau și nu ne dădeau nicio șansă, iar o performanță, adică sunt două promovări ca secund cu domnul Sighitiu, adică sunt niște performanțe în 9 ani, 10 ani în golf. Bun, dar dacă nu prinzi în momentul ăsta în circuitul din țările arabe, te gândești că ai avea vreo șansă să intri în circuitul din România, unde pare mai greu decât în țările arabe? Sincer că mi s-a părut, în vară am avut speranțe mari. M-am întors cu speranțe fantastice. Știu, țin minte de la discuția pe care am avut-o. Și soția mea mi-a spus și mi-a atras atenția de multe ori că nu înțeleg exact ce se întâmplă și nu vreau sau nu vreau să înțeleg. De ce ești de pe altă planetă? Da, cum ar veni? Da. Și se întâmplă niște lucruri în Eu n-am vrut să-i dau dreptate. Într-adevăr, nici nu am fost pus într-o situație în care, fiindcă eu de 10 ani, cam an de an am avut contract și am avut oferte. Nu prea au fost probleme cu ofertele. Însă, din păcate, în România,
ceva a fost, se întâmplă, s-a întâmplat, a fost, e un scurt circuit, nu știu. E, care acum, crezi că e cauza acestui scurt circuit? Trebuie să ai niște relații. Pe care tu nu le ai. Niște relații, da. Ce, când am fost sau? La școala de antrenori cu domnul Mircea Rădulescu la un moment dat, de fapt eu aveam categoria întâia din facultate. După ce am terminat facultatea, la 2 ani mi-am luat categoria întâia. Categoria întâia echivalentă cu licența pro, pe care domnul Rădulescu la școala de antrenori n-a vrut să mi-o echivaleze. La momentul respectiv nu, pentru că spunea că n-am experiență ca antrenor, cu toate că predam în facultate, jucasem și eu în Liga 1 și la alții antrenori le-a echivalat-o, mie nu. Ulterior am luat-o. Nu asta vreau să spun. Ce vreau să spun e că domnul Rădulescu a spus, domnule, dacă nu ai relații în fotbal, poți să fii Helenio Herrera. Nu, Mourinho, nu poți să faci nimic. Nu, e greu să pătrunzi. Ceea ce este... Eu am fost ferit de treaba asta pentru că de 10 ani, de când tot am antrenat afară, n-am cunoscut duritatea asta, eu știu, a acestor lucruri din România. Și în condițiile astea, acum, de când stau acasă, am început să înțeleg și deja să mă împac cu gândul că aici... S-a închis, nu? Sau... Da, sunt șanse unul la un milion. Uite, de exemplu, postul ăsta, Under 21, te-ar tenta la Național Under 21? Cum să nu mă tenteze? Mă tentează. Cum am spus, la un moment dat a fost iar căsărim de la una la alta și treaba cu Steaua sau FCSB-ul. Cum a fost treaba cu FCSB? A fost o discuție. N-am vrut să fac tam-tam, că nu sunt genul care să-mi fac publicitate. Singurul lucru pe care am vrut doar să presa să-l mereu să-l menționeze sunt performanțele mele profesionale. Nu discuțiile cu domnul Becali sau cu domnul Copo sau cu nu știu mai cine, că n-am vrut niciodată să epatez și să par mai mare decât sunt. Am vrut doar să mi se recunoască rezultatele. Ceea ce, din păcate, s-a scris orice, dar nu s-a scris despre performanțele obținute de mine. Sau s-a scris foarte puțin sau s-a trecut așa de avalma. Da, pentru că în România e percepția asta, domnule, ce se câștigă în țările arabe nu e atât de important. Și știi, corect, a fost discuția asta de când era Balaci acolo. Corect. Dumnezeu să-l odihnească, da. Ții minte lucrurile da. Astea. Da, e dureros, eu am avut fotbalul discuția cu Cămile, cu petrodolarii. Nu mai e așa. Și uite, știu, știu că am auzit lucrul ăsta. Deci, legat de lot, și o să ne întoarcem la lotul de tine. Bineînțeles, am mai avut discuție să preiau lotul de Under 18, acum vreo câțiva 4 ani, 5 ani. Era Burleanu la federație? Da, venise domnul Burleanu. Așa, da, și... am fost, chiar am avut o discuție scurtă cu dânsul la un meci la juniori, juca băiatul meu finala când a și dat gol cu Hagi la Mogoșoaia. Mai era cu el, dacă nu mă știu, chiar și Andrei Vochin. În fine, după care mi s-a propus varianta de Under 18. Însă eu mai aveam o ofertă din Iordania și... Dacă se discuta la câteva sute de euro la un moment dat, a fost o variantă, aș fi fost tentat să rămân acasă atunci. Mm-hmm. Pentru că era un salariu destul de mic față de ce ofertă aveam eu și am vrut doar foarte puțin să mai compenseze, cu toate că era destul de delicat că acele contracte sunt stați la federație, ceea ce eu mai ceream, nu știu, 5-600 de euro, era undeva, se ajungea la salariul selecționerului de la Under 21, era Viorel Moldovan atunci, și a zis că e destul de greu să mai dea diferența aia. Plus că am mai discutat niște chestii, în fine, n-are rost să mai intru în detalii, certe că a căzut. Detalii... Adică, vreau preparator fizic, eu am discutat de niște lucruri stricte, și vreau să mă duc în țară să urmăresc jucătorii eu, peste tot. Și a spus că nu este buget, în fine, sau că nu se poate asigura acel buget cu cine am discutat. Și în condițiile alea am fost sfătuit, mai bine îmi văd de drumul meu. Dar ai fi tentat să-ți depui CV-ul acum, dacă s-ar da, face de o chestie, domnule, deschidem... Dar probabil că n-am experiența celor propuși pe listele astea, eu știu. Păi ce-am văzut? Mutu, nu știu, Enache și mai e un nume, am mai văzut un nume zilele trecute, da. Nu mai știu exact, am citit undeva. Da, Mutu n-are experiență, acum, dincolo de experiența ca fotbalist. Tot timpul s-a discutat pe treaba asta. Eu, încă o dată, la mine vorbesc niște rezultate. Vorbești o experiență de peste 30 de ani. Nu mai spun de ceea ce am învățat în facultate. Faptul că, așa cum și Răzvan a menționat, că
tatăl lui, Nea Mircea, a avut un rol fantastic în tot ce i s-a întâmplat în viață și am văzut și întrebările cu pozele pe care ele puneau, ele au pus și de la gazetă și el răspundea. Uh-huh. Și eu am postat ieri niște poze uitându-mă ieri, pentru că sunt foarte multe similitudini în, în chestiile, în realizările atât ale lui cât și ale mele legat de treaba asta. Și eu am pus ieri cu tata niște poze. Aveam 2 ani când eram pe Giulești cu tata în brațe. Exact după aia, imediat el a plecat în Turcia, la Izmir. După aia e o poză în care apar lângă tata la finala Cupei României. Aveam 7 ani, 6 ani jumate, pe 23 august. Și mi-aduceam aminte de poza astăzi, am văzut-o al lui Răzvan cu Nea Mircea, da, la Hunedoara. Și Răzvan chiar spunea că i-a marcat viața și viitorul acele momente trăite alături de... Când el era copil și stătea lângă tatălui... Da, îmi doream, uitam la tata în mașină, în autocar, gândeam vreodată eu o să ajung și o să stau pe scaunul ăla în față ca antrenor. Felul cum era primit de lume, primit, iubit, huiduit și toate lucrurile astea îți marchează viața și te fac, dacă ai în sânge microbul ăsta, te fac să-ți dorești și tu să ajungi la, dacă se poate, la nivelul ăla. Dacă îl poți să-l și depășești, cu atât mai mult. Oricine își dorește să-și depășească tata, nu? Mentorul. Ce înseamnă performanța asta lui Răzvan în Arabia Saudită? Fantastică. Pentru, eu sunt tare bucuros. Chiar din vară am postat o poză cu Răzvan după ce am jucat, ne-am întâlnit la un meci de All Boys. Uh-huh. Și imediat după aia eu aflasem ceva că sunt discuții să ajungă pe acolo, la Hilal. Însă el era totuși cu Pau Cântă încă în discuția, nu știa, rămân, nu rămân acolo. Și la un moment dat i-am zis, că pleci, iei Hilalul, echipă foarte puternică, iubită. El mi-a zis, nu, că nu știu. În fine, ulterior a plecat. Ce este important este că ce a făcut el cu Hilal, încearcă foarte mulți de 19 ani, de la domnul Iordănescu. Da. De asta foarte mulți antrenori care s-au perindat pe la Hilal, targetul și scopul aducerii acelor antrenori grei, cum a fost și Jesus Jorge și alții, a fost această Champions League Asia, nu campionatul în Arabia Saudită. Campionatul în Arabia Saudită pentru Hilal e o normalitate. Uh-huh. Acolo nu este un eșec dacă se ratează un campionat, pentru că ei au aproape an de an, mai ales în ultimii ani nu a existat altă echipă. A fost un accident cu Al Fateh acum vreo 4-5 ani, cu un tunisian care a luat campionatul cu o echipă. Eu l-am și bătut pe acel antrenor, că eram la Town, un tunisian. În fine, dar ce a făcut el atunci cu Fateh a fost ceva incredibil, de domeniul științific, fantasticului, cu un grup foarte modest, a dominat un campionat cap-coadă. În fine, iar realizarea pe care a făcut-o Răzvan cu Hilal este una foarte, foarte importantă în lumea golfului și nu numai. Iar acum, dacă el reușește să facă iar treabă la acest campionat mondial al cluburilor, Răzvan are deja, sare la un alt nivel. Eu cred că și în Europa se va putea întoarce... La nivelul la care Olăroiu, în momentul ăsta, da, în Asia. Da, liniștit, da. Uh-huh. Da. Automat cei care trec pe la Hilal, da, și mai au și rezultate, că au mai trecut și alții pe la Hilal, dar cei care trec pe la Hilal și au rezultate, iar asta, rezultatul ăsta, performanța asta este una fantastică pentru Răzvan, că vine după o secetă de 19 ani, ți-am spus, așa, cu un trofeu foarte râvnit. Răzvan se va învârti numai la un nivel de high class, nu va mai coborî sub alt nivel. Uite, a reușit o performanță pe care Reggie Camp n-a reușit-o. Da, a pierdut în finală cu australienii atunci. Da, a avut mult ghinion atunci, am mai spus-o că da, el cred că a avut ceva păcate și le-a plătit, pentru că asemenea ghinion n-am pomenit. Deci, efectiv, a mers perfect ceas cu echipa. Și arbitrajul a fost atunci... Un arbitraj, parcă ăla era drogat, avea vrăji, nu se poate, adică a fost, într-adevăr, totul a fost contra lui Reggie la meciul ăla. Din păcate. N-a mers mingea pe linia porții, n-au putut să dea gol din 2 cm. Deci așa ceva eu n-am văzut. Cu toate că ei făcuseră 0-0 parcă, sau 1-1 în deplasare și nu 0-0 și aveau și au făcut 1-1 sau invers. Și ei aveau nevoie să bată și toată lumea se pregătea de fiestă la Riad. La 1-0, da, ei erau calificați. Erau câștigători, n-au putut da? Să, da, pentru că a fost 1-1 în Australia. Însă n-a putut. Și din cauza aia s-a trezit că a pierdut trofeul. Uite, astea sunt imaginile de la sărbătoarea de după întoarcerea echipei, da, la Riad.
pe o piramidă improvizată, o chestie de... Da. Numai piramida asta, păi, cred că spun e ceva, cât dacă bugetul unei echipe de Liga I da. Pe jumătate de sezon. Hilal este la un nivel la care noi nu ne imaginăm. Și cel mai bine ar fi putut să-ți povestească, sau dacă cumva vei avea șansa să-l inviți, pe domnul Sighitiu, mai spun de domnul Iordănescu, da. Au fost acolo și au trăit acele momente și ei, ca și Răzvan. Ei l-au trăit și cu Itihad ulterior, că au luat două trofee în domnul Iordănescu. Aici astea, vorbim de un nivel la care nu ne imaginăm. Povesteam, m-a sunat un coleg de-al tău și de la un alt, de la un alt, la o altă publicație. Poți să-i spui, nu problemă. Daniel Nazare m-a sunat și ieri a publicat un articol tot așa pe Prosport și spunea, mă întreba de Hilal și de rezultat și spuneam că la un moment dat la domnul Sighitiu știu, la un meci al domnului Iordănescu a intrat un domn în vestiar, un șeic, nu știu ce era, cu două genți, nu două pungi, două genți de bani pline. Le-a pus pe masă înainte de meci, în timp ce domnul Iordănescu avea ședință, știi? Și noi, la domnul Iordănescu nu prea intra nimeni pe vestiar, indiferent ce grad avea și da. Ce nivel și ce forță. Și l-a dat afară cu genți, cu tot ei și bă, discutăm după meci. După meci, erau pline de bani, erau două genți pline de bani. Era unul din oamenii care dădea bani grei la Hilal. Și acolo echipa e foarte iubită, ei au foarte mulți oameni care se bat să ajungă să fie la o masă unde să asculte ce se decide în club. E doar locurile alea ca să stai pe scaun, sunt cât, am înțeles că de la 1 milion în sus se discută, doar să te stai pe scaun așa la Consiliul de Administrație. Deci este o echipă care, ce să spun, nici nu vreau să spun, poate nici nu visez că poți să ajungi să antrenezi, decât dacă ai o șansă fantastică pe care a avut-o Răzvan și pe care n-a scăpat-o. Asta este fantastic. A profitat fantastic de o conjunctură extraordinară pe care a prins-o. Pentru că el a prins și o echipă formată de Jesus Jorge de acum 2 ani. Uh-huh. Echipa și domnul Mircea Lucescu a spus de treaba asta, că lotul ăsta a fost făcut de acum 2 ani. Un lot, a fost un lot unit, un lot omogen. Răzvan a venit doar cu... are o calitate să se facă plăcut. El are și o experiență totuși cu cât a stat în Qatar, pentru că nu e ușor când vii prima dată la o echipă în zona golfului. Trebuie să fii foarte diplomat, foarte maleabil și să știi foarte bine cum să gestionezi impactul ăsta cu cultura lor, cu felul lor de a fi. Ai și străini, dar în primul rând cu localnicii. Care Răzvan sunt are o relație mai leneși, mai... Da, trebuie să-i accepti mai... că ora 7, 7 și 2, 3, 5 minute... Aha, deci nu stai să-i dai amendă când a venit la 7. Acolo, da, nu. Mm-hmm. Și atunci, dacă ești în stare să poți să închizi un ochi câteodată, nu pe amândoi, și jucătorul te simte că el sunt conștienți că greșesc. Dar nu ai ce să refaci, deci nu ai ce să refaci. Răzvan are stilul ăsta de a-și trage jucătorii. M-am uitat la reacțiile jucătorilor după meci. Da, și unul din cei mai vechi jucători ai lor, Shelhoub, capitanul lor pe care l-a băgat ultimul minut, cred că ar putea să se și retragă, care e un incredibil, îl știu de acum 10 ani, și am o poză, chiar am făcut-o cu el, cu Vlad al meu, cu băiatul, în Emirate au avut ei un turneu cu Sami Jabber acum vreo 4 ani, în 2014, eram la Rifa când am preluat eu Rifa-ul și noi am jucat la ei în un turneu unde veniseră și ei din Germania. Abia m-au bătut 2-1, am condus 1-0 în 10 oameni acolo, le-am făcut mari probleme, m-a certat Sami Jabber după meci în conferință, că am parcat 3 autobuze, mai rog ca Mourinho, dar eu am jucat de minutul 20 cu om în minus, am luat un roșu la un sârb de-al meu pe care l-aveam în echipă. Și îți dai seama, ei veneau din Germania și la o săptămână începeau campionatul. Era o formă maximă. Eu abia începusem de 4 zile pregătirea. Și le-am zis coșeicului meu, chiar am transmis, zic, vrei să mă duc să mă fac de râs, că mi-a luat meciuri cu Hilal, mi-a luat meci cu Al Ain, campioana Emiratelor Arabe, o echipă din Kuwait Kasma, unde ulterior am ajuns să-i și antrenez, care era o echipă foarte bună, și eu o echipă pe care i-am adunat într-o săptămână și am plecat în Emirate, îți dai seama. Zic că vrei să-mi dea ăștia câte 10 și să mă dai afară, de-aia m-ai adus. E, meciul ăla a fost un meci extraordinar. Și atunci vorbeam cu Sami Jabber după meci și cu Shelhoub. Am văzut că și managerul echipei este un băiat pe care eu l-am prins atunci, încă juca în fundaș central, acum e manager. Ce să spun... relația lui Răzvan a fost una extraordinară cu jucătorii și de aici a venit și performanța, pentru că se leagă. Mă uitam cum a venit la el
cum îl cheamă, jucătorul Gomis, și cuvintele frumoase pe care le-a spus de Răzvan, care sunt cuvinte fantastice, Gomis, care jucător, spune că care a avut și el câțiva antrenori la, da, spui că totuși Răzvan e unul din cei mai buni antrenori, e un lucru fantastic. Shell Hoop, care l-a pupat în cap și Răzvan pe el, deci generația asta fantastică, jucători, antrenori, spune multe. Și ăsta e un semn de mare respect când cineva te pupă în cap. În la zona golfului, zona golfului, cineva te pupă în cap. Te referi la momentul de la conferință? Când și la conferință și după meci, da. Ce înseamnă asta? Este un, îți recunosc valoarea. Este un lucru pe care arabii nu-l fac. Foarte rar. Destul de rar. Destul de rar. Eu am o poză tot așa cu un, în Bahrain, cu un fost jucător al echipei, care m-a contestat în prima secundă când am ajuns la Rifa. Că ce mă recomandă, doar titlul din Iordania, nu sunt cine sunt, că am mai fost secund 2 ani pe unde am fost. M-a contestat non-stop. Și la ultimul meci când am luat campionatul, am o poză cu el prin gard, era în tribuna cu suporteri, a venit la gard jos prin gard și mă pupă în cap. Bine că nu te-a pupat alu, că știi că mai e o poză prin gard, reghe ca cu mâine este, că ții minte poza. Da, știu poza de care spui. Da. E, și după aia, până anul trecut, anul ăsta în vară, când au luat titlul, deci după 5 ani au luat titlul Rifau, a spus tot timpul că cel mai bun antrenor pe care l-a avut Rifau a fost Motrov. Ce ai făcut de te-a... Rezultatele și felul de echipa, felul în care juca echipa. Am avut Constanța, am pierdut un singur meci, a fost un campionat pe care l-am dus fără profesioniști decât cu doi străini, un sârb la mijloc și cu un atacant brazilian, Eduardo. Ceilalți doi nu m-au ajutat sub nicio formă, au fost foarte modești, dar întorcându-mă la Răzvan, încă o dată mă bucur de un suflet pentru că acest lucru nu face altceva decât să ne ridice cota la toți antrenorii români, care, eu știu, vom mai antrena sau antrenăm în golf. Și să deschidă uși. Am văzut ce se întâmplă în ultimii ani la Town, echipa unde eu am antrenat, o echipă care nu avea bani, o echipă care avea un buget de niciun milion când am plecat cu domnul Mulțescu. Acum a ajuns la un buget de undeva la 40 de milioane. Și anul trecut a luat Cupa Regelui, un trofeu, iar care este mult mai important decât campionatul, decât liga în Arabia Saudită. Și mă uitam că au avut rezultate cu un portughez. Și de atunci, de acum un an, de când a dus echipa în Cupa UEFA, unde în Cupa UEFA, în Cupa Asiei, unde a fost și Costel, practic el a beneficiat de avantajul calificării în acea competiție, pentru că acest portughez a plecat la Ahli, în Arabia Saudită, acolo n-a putut să facă față, pentru că a sărit la un alt nivel și Ahli e un club foarte greu în Arabia Saudită. Și de acolo a plecat în Emiratele Arabe, la Banias, echipă unde era să retrogradeze și l-au dat afară. Ulterior, fiindcă el a avut rezultatele astea la Town, cei de acolo au mers numai pe filieră portughezi, plecând totul de la Mourinho. Rezultatele atrag. A fost o modă cu brazilieni. Ai înțeles? Deci de asta spun că rezultatele unui antrenor român, cum a fost Ilie Balaci, cum a fost domnul Iordănescu, cum a fost Cosmin, deschid ușii la românii, la antrenorii români. Deci și probabil s-ar putea fantastic. Crea un trend, să da. Mai vină antrenori români, pentru că uite antrenorii avem români. Uite-te, eram la un moment dat trei antrenori în golf care luam trei campionate în trei țări diferite. Motroc, Ion Marin și Oloroiu. Iartă-mă. Și încă o dată, eu antrenam, nu vreau să scot în evidență ce echipă antrenam eu. Eu mergeam cu Loganu, ca între ghilimele, ca echipă de ce aveau ei și antrenau ceilalți. Și ce potență financiară, bani, jucători grei. Nu, eu că m-am făcut treabă efectiv cu muncă. Cu muncă și cu disciplină, cu organizare. O relație bună cu jucătorii, fantastică. Care e povestea cu FCSB? Nu pot spune pentru că s-a discutat mult. A fost o discuție de acum un an a început, când m-am întâlnit cu domnul Becali. Tu ești un tip credincios? Un tip da, mă duc, îmi place să mă duc la biserică, mă duc duminica aproape mereu cu familia. Deci e o chestie unde normală. Mergem la schid la Darvari, eu merg de foarte mult timp asta acolo. E la? Undeva în Parcul Icoanei.
Și merg de foarte mult timp acolo. Am avut starețul care acum este undeva plecat la Ierusalim, este șeful așezământului românesc acolo, este duhovnicul familiei noastre și eu îl știu de când era stareț la Schil la Darvari. Încă o dată mi s-a schimbat mult viața de când l-am întâlnit și datorită dânsului după aia am avut șansa, datorită unor recomandări, să am șansa să-l prind în viață și pe părintele Arsenie Papacioc și am avut și o întâlnire și cu dânsul Dumnezeu să-l odihnească, întâlnire care efectiv mi-a schimbat complet viața în 2009, înainte să plec în Arabia Saudită cu domnul Mulțescu. Și de asta spun, întâlnindu-mă cu domnul Becali acolo, venea la niște slujbe, acolo anul trecut în vară avea o perioadă ciudată, m-a văzut pe la televizor, noi nu prea am avut texte, nu prea am intersectat de-a lungul timpului, cu toate că frecventam multe locuri în perioada tinereții asemănătoare, la Nord Hotel, da, discoteca Dorobanții și mai erau Vox Maris, în fine. Dar nu prea ne învârteam în aceleași cercuri. Dânsul era cu cei de la Steaua, eram cu cei de la Rapid, Sportul Studențesc, în fine. Și atunci în curte acolo unde ne-am întâlnit la Schita, mi-a zis, ce nu te-ar tenta să antrenezi Steaua? Și am zis că glumește, acum un an. Da, acum un an. I-am zis că glumește, zic, domnul Becali, eu sunt rapidist, de unde te cunosc, de undeva, dar nu știu de unde. El, zic, m-ați văzut la televizor, zic, sunt motroc. Ha, zice, tu ești rapidistul, da. Și zice, ai vrea să antrenezi Steaua? Zic, cine nu vrea să antreneze FCSB? Zic, să fii nebun să spui că nu. Dar zic, nu cred că totuși... ai zis cine nu vrea să antreneze FCSB, că cred că nebunea dacă îi zice. Nu, dar a fost discuția scurtă. Deci eu am rămas puțin șocat. Îți dai seama să spună, te-ar tenta dacă e? Și eu am crezut că glumește, știi? Efectiv, da. Așa a fost. Însu-a și recunoscut ulterior. Nu mai are rost să intru în detalii. Certe că ne-am mai întâlnit și astă vară, acum, și a fost iar o discuție. Și în primă fază ți-am spus, n-am fost foarte hotărâți, nici eu, nici dânsul, să fim corecți. Eu mă gândeam și m-am gândit tot timpul la trecutul meu de rapidist, istoria asta pe care o are, numele pe care îl port. Nu știu dacă eu am făcut pe sfert cât a făcut tata pentru Rapid și am zis, domnule, totuși, toată viața am avut și eu un gând și o să-l am până mor să antrenez Rapidul și zic că dacă ajung să mă duc la Steaua, ce fac? Cu toate că ofertele astea nu vin tot timpul în viață, știi cum e? Și e și o încercare, cred că, nu? Da, este o încercare, era, îți dai seama. Și era o perioadă destul de delicată la echipă atunci. Cu domnul Becali nu este ușor să lucrezi și... Ai fi fost dispus la compromisuri? Da, peste tot faci compromisuri. Acum depinde până unde ești în stare să mergi cu compromisul. Toată viața am înțeles că trebuie să te apleci. Problema e până unde te apleci și cât de mult te apleci. Tu fiind și un tip înalt. Și, da, nu... da, cât îți permite mobilitatea coloanei vertebrale. La 1,90 se vede când te apleci. Însă sunt fer convins că dacă alții au făcut performanță cu dânsul, se putea face și cu mine. Nu văd de ce, nu. Însă, la un moment dat, discuția s-a oprit, pentru că dânsul a văzut că eu sunt un pic reticent legal la treaba asta cu Rapidul, zic, vă dați seama că vă fac probleme în prima fază, vin, ce o să zică, și suporterii. Care suporteri? Că nu prea mai sunt. Și asta e adevărat. După aia m-am gândit la suporterii Rapidului, însă, acolo, din păcate, da, acum nu mai știi că nu e Steaua, e FCSB. Au fost, stăteam și mă gândeam după aia, dom'le, dar câți dinamoviști nu au venit și au antrenat Rapidul? Uite, Pancu. Au venit și steliști și au antrenat Rapidul. Pancu a spus că a fost dinamovist când era în copilărie. Corect. Nu mai spun, au fost și steliști care au venit la Rapid și au antrenat. Unii au pupat și steagul. Și după aia au plecat. Petrescu, da. Da, da. Asta e viața. Deci nu văd de ce ar fi fost o problemă sau ar fi o problemă să antrenezi. Până la urmă suntem antrenori profesioniști. Deci asta, fii atenți, mintea asta de acum, ai căpătat-o după discuțiile astea, după discuții. Da. Deci acum dacă s-ar întâmpla... M-aș gândi mult mai atent la o variantă, la o astfel de ofertă, da. Nu aș mai, n-aș mai fi atât de indecis sau poate... chiar așa de nu indecis, decis să refuz. Pentru că atunci m-am gândit doar la varianta că aș dezamăgi mulți rapidiști, m-am gândit și
Ți-am zis că mi-aș distruge un vis de a antrena Rapidul. Și totuși, da, dacă visul ăsta sau, eu știu, șansa asta nu va veni niciodată cu Rapid. Nu? Nu simți că va veni? Păi nu știu, deocamdată nu știu, Pancu, îi doresc, da, și îți spun, m-am bucurat că sar de la un, m-am bucurat că nu l-au dat la o parte. Pancu nu merită să fie dat la o parte, nu merita să fie dat la o parte într-o manieră în care am văzut ce s-a întâmplat acum 3 săptămâni, când era efectiv pus la zid și desființat. Nu. Nu cred că merita treaba aia, Pancu, și tot timpul am marșat și în mesajele mele pe Facebook și chiar am avut niște, nu am avut discuție, dar am dat un mesaj cuiva și am transmis că e bine să nu se schimbe antrenor. Primarului cui e? Nu, n-are importanță. Ai înțeles? Cui e fi putut să-i scrii? N-are importanță. De Florimane? Deci, nu, nu, n-am cu Florin, am avut altă discuție la un moment dat. Ai văzut că ei sunt... Da, am avut o discuție cu Florin că m-am dus la... M-a sunat Gabi Safta la Sportul, emisiunea lui de pe radio, și am comentat puțin legat de meciul Rapidului cu Metalul Globus la Chiajna, când au rămas în 10 oameni. Și a fost discuția legată de mijlocașul Piris, pe care ei l-a dus seseră și a jucat în meciul ăla și s-a vorbit foarte frumos despre el, însă eu n-am contestat valoarea lui și performanțele lui, nimic. Și la un moment dat am spus, de asta nu mi-a plăcut, că și titlul pe care l-au preluat cei din gazetă și ieri am văzut că a apărut iar legat de domnul Becali, că ia-mă la Steaua, răzbunare, trădare. Na, eu n-am spus nimănui, ia-mă, du-mă la Steaua, înțelegi? Sau nu m-am rugat de nimeni în viața mea să fac ceva. E, aici în gazetă s-a preluat tot așa atunci declarația mea și s-a scos din context și s-a dat titlul Motroc îl desfințează pe jucătorul Rapidului, spunând că dacă juca la fel de prost cum a jucat el în meciul cu Chiajna, cu Metalul Globus, se lua la palme. Și m-a sunat Florin, pentru că e jucătorul pe care îl reprezintă. Să mă certe puțin așa. E finul meu, da. Eu l-am botezat. Da? Tata l-a cununat pe Naemania, Dumnezeu să-l odinească. Da. Și tu l-ai botezat? Avem o relație cu Florin. Da, Florin e numele după mine. După numele meu. A, n-am știut asta. Da. Și fratele lui Costin după fratele meu Adrian, Constantin. Nu cred. Da. Noi avem o relație foarte frumoasă de familie, mai ales când trăia Nae, era ceva de vis. Am avut multe momente incredibile cu Nae. Fantastic. Tata a ținut foarte asta, mult la Nae. Florin Manea îl cheamă Florin, pe da, tine. Da, da. Deci noi suntem nașul cu finul. E, și am deci spus tu l-ai Florin. În... Da. Da, cu tata, cu un fie. Și i-am explicat Florin, mi s-a scos erai din context. Încă. Adică nu erai... Păi, diferența între noi, da, familia, era, da, familia. Da, și tu erai nașul mai mic, da, mai mic, nașul mic. E, și i-am spus Florine, n-am spus așa ceva, am spus cu totul altceva, am spus că mă așteptam la mai mult de la acest jucător, într-adevăr că are nevoie de adaptare, că are nevoie, bun, dar la un jucător pe care l-a dus cu tam-tam, vorbești despre el cum vorbești, ai așteptări mari. Probabil că aici a fost greșeala, că impactul prin ceea ce s-a declarat și ceea ce a jucat jucătorul, un joc normal, simplu, foarte simplu, n-a greșit, dar n-a ieșit cu nimic în evidență, mai ales ținând cont că s-a jucat 80 de minute în 10 un om în plus. Și mă gândeam că vine cu ceva, un șut la poartă, o pasă, o ceva, să-i vină, că avea 3 campionate câștigate și un CV pe care ei l-au evidențiat în prezentarea jucătorului. E, și mi s-a scos de și am spus, domne, zic, eu dacă când jucam, mi-aduc aminte că tata mă certa tot timpul. Bă, dai la poartă, fantastic, faci mingea, se face castravete. Câte șuturi ai tras pe meci la poartă? Nici n-ai ajuns pe acolo, pe lângă pâncareu. Păi cum te evidențiezi și tu să arăți că ai o calitate? Puneți-o în evidență cumva. Chit că tragi de la 50 de minute, trage bă și tu odată la poartă. E, și asta am spus. Eu dacă mi-aduc aminte de ce spunea tata, dacă n-aș fi tras un șut la poartă într-un meci, mă duceam acasă și mă luam la palme singur în fața oglinzii. E, și de la declarația asta, la titlu, okay. Ai înțeles? Dacă a fost diferență mare. Și de acolo ești da. Tam-tam, că l-a certat Pancu pe Florin. Uite bă ce spune nașitul de jucătorul nostru. Ai înțeles? Okay. Acum înțeleg contextul. Florin m-a sunat pe mine. Băi, Florin, eu n-am zis nimic greșit de jucător. Între ei un război. E un război. Nu știu ce e acolo. Cu toate că în ziua respectivă fusesem cu Pancone la o emisiune la Digi. Amândoi. Deci eu n-am avut nimic cu nimeni și n-am nimic. Nu o să vorbesc de Rapid urât niciodată, toată viața mea. Dar te mulțumește ce vezi în momentul ăsta la echipă? Acum da.
Acum da, deci de asta spun, am spus tot timpul, am comentat și pe la un moment dat pe niște site-uri ale lor, unde sunt în galeria, rapidiști, mulți, și am spus, domne, știți ce înseamnă cuvântul răbdare? Aveți răbdare, domne, știu că e un cuvânt greu în giulești și nu numai în giulești, în fotbal, dar aveți răbdare că nu se poate face performanță peste noapte. Și Panconea avea dreptate. Avea venit jucătorii ăștia, trebuia să-i bage, să se convingă de ei. La ce nivel sunt? Că n-au venit pregătiți. Și Florin a recunoscut că am văzut aici o emisiune cu un alt moderator, nu cu timp. Așa. Și a spus că au nevoie de timp, au valoare, ceea ce eu sunt ferm convins că au valoare. Că n-au câștigat campionatele, n-au jucat și pe unde au jucat așa, doar că erau frumușei. Dar uite că s-a produs totuși o fisură. Florin Mână înțeleg că vrea să plece. Nu știu, n-am auzit, nu știu nimic. Vrea să plece. N-am mai, îți dau cuvântul meu, n-am mai călcat la niciun meci. De ce? Deci după evenimentul cu Florin, când am fost la Chiași, n-am văzut meciul cu Metalul Globus, după discuția cu Florin, n-am văzut mai mult la niciun meci, nu. Nu, pentru că pentru ce? Să dau discuții, vine Motroc, urmărește să ia locul lui Pancu. Eu n-am interesul să iau locul nimănui, chiar încă o dată, toată viața mea am fost un tip mai mult decât corect. Poate de-aia am și pierdut atât de mult. Am avut șansa să antrenez, să iau locul domnului Hizo la Pandurii, când m-a pus Condescu, după ce l-a demis pe domnul Hizo, dar cu două săptămâni în urmă îi jurasem pe Biblie lui Condescu în birou, de față cu domnul Hizo, că dacă pleacă domnul Hizo, plec cu el, nu rămân antrenor principal. Și după două săptămâni m-a pus pe mine antrenor. Deci stai puțin. De la una la alta. El te-a pus să juri sau tu te-ai oferit? Nu, eu, pentru că avusesem un conflict cu Neviu. A crezut că eu am făcut o ședință cu jucătorii, cu toate că nu eu făcusem. El plecase la Sibiu și a crezut că eu am făcut ca să-l lucrez pe el. Neavio vine, le avea pe ale lui. Și n-am putut niciodată, nici până în ziua de azi, să-l fac să înțeleagă, să mă creadă, că eu n-am avut niciun amestec în discuția. S-au dus jucătorii, pur și simplu, i-a chemat Condescu la club, eu eram în oraș și că el dădea o zi liberă în cursul săptămânii. Și au făcut o masă, o ședință și eu n-am avut nicio treabă. Chiar am vrut să plec de la discuția aia. Pentru că nu-mi plăcea. Am spus, e un antrenor, cum să puteți comentați antrenorul cu jucătorii? Eu am lucrat cu domnul Hizo, eu știu, se plâng. Păi tot, cum să se plângă? Zic, eu am alergat la Rânca, m-a trimitat Neavio, alergam mai mult ca jucătorii, am vrut să joc la un moment dat. Se rugau de mine să mai joc și domnul Condescu, luam o cutie de aia de Lift 52 ca să fac față la... Mă suna pe telefon și îmi spunea, Motroc, unde ești? Zic, la Borna 7, mai am 200 de metri până la kilometru. Nu ești în timp, Neavio mă certa pe mine și eu eram secund. Mă, ce, n-ai ajuns la Borna, că de la jucătorii distanțele să alerge. Și te-am spus, nu, și eu am alergat tot timpul, i-am luat apărarea în fața jucătorilor. A avut impresia că eu am o relație cu jucătorii ciudată și că îl comentez. N-a fost niciodată. Și ai jurat pe Biblie că că pleci cu el, deci, și ai plecat. Atunci când m-a readus la echipă, că a vrut să mă dea afară. Neavio a vrut să mă dea afară. El m-a adus, el a vrut să mă dea afară. Și am clarificat asta lucrurile în două săptămâni. Da? Am revenit la echipă. M-am rugat la Dumnezeu, am câștigat meciul cu Bacău foarte greu, în fine. Și următorul meci am plecat la Iași și am pierdut sau am făcut 0-0. Mi se pare că am pierdut 1-0 și a ratat Vranicovici 11 metri. Puteam să-i spun că a bătuse foarte prost la antrenament cu o zi înainte 11 metri. Nu m-am băgat, că mă gândeam, zic, dacă mă apuc și-i spun să nu bată, că el l-a desemnat înainte de meci. Eu zic că o să zică că iar am, cine știe, umblu eu cu nebunel. Și am tăcut în gură după meci și s-a supărat pe mine că cine îți mă reproșea că de ce nu i-am spus de Vranicovici că a bătut 11 metri prost și că nu i-a spus dânsul să bată. Zic, nu, asta i-a spus în vestiar să bată înainte de meci. În fine, le avea pe ale dânsului. Încă o dată, eu am învățat foarte multe de la Hizo, am învățat foarte multe de la Florin Marin. Sunt doi antrenori pe care îi iubesc, adică, efectiv, în ciuda tuturor problemele pe care le-am avut, mai ales până Avio, pentru că eu am fost unul din jucătorii lui credincioși, unul din jucătorii foarte devotați în perioada cât am jucat pentru Rapid și cu el antrenor. Și culmea, în cine dădea în mine. Când mi se era lumea mai dragă, mi-aduc aminte, eram titular la un meci cu Ceahlău, Piatra Neamț pe Giulești, eram pe primul loc sau pe loc, pe primul loc, pe etapa a patra sau a cincea. Anunță echipa la Student Park, ne spune că putem să venim cu mașinile la stadion, 4 sau 5-5. Ok, plecăm cu mașinile după autocar, au parcat colegii mei, eu n-am găsit loc la parcarea de la teatru din spate la Giulești. Până am intrat în vestiar, deja a început ședința. Și zice, tu ce faci? Păi zic, am parcat mașina, că nu am găsit, e full. Bine, zice, du-te și parchează-ți mașina. Ia geanta și du-te. Și eram titular, anunțase echipa la Student Park. Și n-ai mai jucat? M-a dat afară.
nici am luat geanta, nervos, am trântit-o și am plecat, m-am dus la mașină. Așa. Și la mașină mi-era îmbrăcase mașina, alții că au parcat mașinile și nu puteam să plec. La un moment dat vine domnul Pigulea, Marcel, Marcel Pigulea, da, trăiește, să ne întrebați. Și vine după mine, băi, vine-o că am, băi, zice, neaviu, a uitat, bă, ce ți-a zis, că v-a dat voie cu mașinile, zice, lasă că nu mai știe, era priep, zice, nervos, are, avea într-adevăr stările astea să facă el tot timpul atmosferă. Trebuia, de, când era prea multă liniște... Să stai un pic în priză după, da, jucător. Oh, te, aici avea un, are, am învățat, da, multe la, din treaba asta de la dânsul, da. Să te, da, destabilizeze... Mamă, te băga adrenalină de nimic, așa, când vedea că ceva nu e regulă, crea el ceva, așa, o stare de conflict. Este un truc al antrenorului. Da, da, da. E o chestie psihologică. Să te scoată dintr-o stare, da, de relaxare. Da, 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 da. Te electrocuta. Și m-a luat Marcel. Haide că m-a trimis să caut pe unul de la tineret și... Nu l-am găsit. Așa. Și zice, am venit după tine, că știu că nu e bine ce s-a întâmplat. Bun, mă întorc, mă pun pe bancă, mai erau 10 minute, făcuse 3 schimbări sau 2 și mai urma una. Și da, eram eu cu Georgica Vame și la, ne încălzeam în spate unde era peluza nouă s-a făcut, uh-huh, erau zi schele. Și ne cheamă de la încălzire și zice, hai Vameșu. O, când am auzit, hai Vameșu, intră, era 1-1. Era un bax de sticle de apă, de plastic, am dat un voleu în ele, am spart vreo 2 sticle, s-au dat de perete, am început să înjur, m-am pus pe bancă. La care domnul Pigulea sare de pe bancă și nu știu ce îi spune la ureche domnului Hizo. Înțelegi? Da. Și se întoarce la mine. Motroc, intri. Păi am râșit, am bombăream și eu pe acolo. În fine. Joci cu Chiriță, arunc, să-i le zici la ăștia, să arunce mingile pe tine, ești al doilea vârf. Da. Mai erau 10 minute. În fine, și am dat gol în minutul 94. Cert e, am bătut Ceahlău 2-1, a vrut să dea mâna cu mine după meci și n-am vrut să dau mâna cu dânsul și mi-a dat o palmă și mi-a zis că... Palmă... O palmă prietenească, așa, dau o palmă, un smash. Da. După meci, în fine, n-am zis nimic, am tăcut în gură, i-am zis ceva, dar n-are rost să mai reproduc ce am zis. Nu l-am jignit, dar eram supărat, eram dezamăgit pentru că ți-am spus, și nu e prima dată, am mai avut evenimente cu dânsul. Dacă stau să le povestesc, mi-a gămit altul. La meciul cu Inter Sibiu, tot așa, titular, pe Giulești, plecăm cu autocarul de la Student Park, că acolo stăteam, și la neamitică ciorbă pe Titulescu, acolo unde avea restaurantul, ne întâlnim cu galeria lui Steaua și ne-a luat la pietre. Și ne-a spart autocarul, o piatră de aia pângeam, i-a dat lui Bealcu și i-a spart obrazul. Trebuia să joc titular și înainte de a ne urca în autocar, mă ia deoparte și zice, băi, Florine... Am eu așa o viziune, jucăm cu Fane Ovan la mijloc. Fane are experiență, zice, jucăm acasă, vreau să construiesc, vreau să-mi ghidoneze pe aia în teren. Am eu așa, zice, că prima dată l-anunțase fundaș central, pânea Fane Ovan. Și am rămas blocat, că anunțase echipa cu mine și când să ne urcăm în autocar, zice, nu mai joci, că joacă Ovan, joacă Bealcu cu cred că cu Adi Matei. Să dai seama ce să mai zici. Bine, Doamne, mă urc, plecăm ca să vezi cum e Dumnezeu, cum le așează. Și ne-a luat ea la pietre cu autocarul, îi dă lui Bealcu una, îi sparge fața, ajungem la stadion, nu poate să joace Romică, îl mută pe Iovan la loc pe fund lângă Matei și intră Motroc. Și am dat un gol, am dat o ștachie, am pus-o în vinclu la 1-0. Mi-a dat o pasă, cred că țâră, am preluat și când ne-am dat una, a fost golul etapei. Înțelegi? Și am vrut să mă duc să-i zic chiar ceva de dulce. N-am putut, că au sărit jucătorii peste mine, toți. De asta spun. Adică sunt semne în viață când greșești. Și eu am prins și am trăit și eu semne de-astea cu jucători pe care eu știu, consideram că nu trebuie să-i bag și veneau în spate așa de sus, veneau niște plești și spuneau, bă, vezi că s-a accidentat ăla. Și mi s-a accidentat câte un jucător și mi-a arătat că nu e bine. Trebuie să intre ăla. Da, da, deci chestii incredibile sunt. Dacă stau să povestesc, trebuie să stăm 3 zile. Da. Am trăit multe, multe chestii, foarte multe. Sunt multe, de asta spun că e o experiență foarte mare în spate. N-am nimic cu nimeni, poate să pună antrenor pe oricine, la orice lot și la orice tineret, la orice... Am mai spus-o încă o dată, trebuie să te recomande ceva. Ce te recomandă? 6-7 meciuri în prima ligă și încă 12-15 de la Liga a doua? Sau ce te mai recomandă? Un parcurs de anonimat în prima ligă din România? Nu vreau să spun de mine, care am cupe, campionate, sunt campion în 2 țări. Păi ești campion. Când spui campion, e o muncă să fii campion. Cu record de puncte în Iordania și de-aia spun de Răzvan. E campion al Asiei. Păi despre ce vorbim? E campion al Asiei. Deci, cred că aici trebuie să fie cei care hotărăsc comisiile, da, astea tehnice și ce mai e pe acolo, trebuie să analizeze foarte bine. Pregătirea acelor antrenori, ce te recomandă?
Vocea și talentul. Pentru că sunt multe... Știi pe cineva în comisia tehnică? Că s-ar putea așa să fie o portiță. Am relații extraordinare cu... tot timpul spui că ai relații extraordinare cu toată lumea, dar nu te iubește nimeni. Păi zic, bă, Chisna, eu n-am deranjat pe nimeni niciodată, n-am supărat pe nimeni. Chiar și am căutat să mă abțin în toate declarațiile pe care le-am dat. Deși te bătea gândul pentru că văd că nu cu mine, numai cu mine. Dar au fost perioade și perioade. Acum e o perioadă cu un val de antenori. Au fost perioade în urmă cu alt val de... Eu am fost ferit de treaba asta, fiindcă am fost plecat. Adică nu te-a luat valul niciodată? Nu. Nu te-a prins valul niciodată. Nici ăla de după Revoluție, nici ăla de mijloc, nici ăsta de acum. Da. Și acum sunt prea bătrân. La un moment dat eram prea tânăr. Dacă la 50 de ani ești bătrân, la 30 și alții antrenează și așa... Și eu când am fost antrenat, mi-a spus că n-am experiență, dar în fine. Acum se poartă nou val totuși, oameni fără experiență, dar cu... Nu știu. Încă o dată, nu am nimic cu nimeni, le doresc multă baftă tuturor celor care vor prelua Mirel la echipa națională. Chiar și cu Mirel l-am prins jucând în Arabia Saudită. L-ai prins? Da, cu Hilal, ne-am făcut 2-2. Eram cu domnul Mulțescu, ulterior Nea Gigi a plecat, dar la meciul ăla a dat 2 goluri. Rădă. Și după meci mi-a adus tricoul pentru Vlad. Uh-huh. Mi-a dat tricoul de pe el. Deci eu îl apreciez fantastic și eu, este un lider, este un antrenor care, într-adevăr, acolo unde intră, are prestanță. Acum, asta vreau să te întreb, ce crezi că poate să facă la Națională? El trebuie acum să confirme ceea ce a făcut în perioada asta scurtă, totuși, uh-huh, la lotul de tineret. Am uitat mai seară și ascultam ce spune Gabi Balint, cu toate că Iliuță Dumitrescu îl susținea foarte tare, dar Balint a fost puțin reticent și a avut o reținere spunând că totuși e nevoie și de experiență, el lucrând și cu, cum îl cheamă, cred că cu Iordănescu, dacă nu mă înșel, Gabi. Așa. Și probabil că aici el vedea cam... aici e singura problemă, cum va gestiona el problema asta de a face legătura între grupul ăsta de jucători cu experiență de la echipa națională și cei care sunt aduși de la Under 21 cu care l-a lucrat. Și de obicei, într-un vestiar cu jucători experimentați, intră 1, 2, maxim 3 jucători tineri, da, așa, corect, într-o perioadă și de un an, doi. Și domnul Lucescu a spus, și Nea Mircea a spus, acum au venit foarte zile, mulți. A spus-o că nu e ușor să implementezi, să introduci într-un grup sau într-o echipă 6-7 jucători. E un risc. Da. 21 sau tineretul nu e echipa mare. E cu totul și cu totul altceva. Iar dacă a spus-o dânsul care are o experiență și este al doilea după Ferguson, ca trofee câștigate, atunci cine vorbește motroc? Cine motroc? 2 trofee sau 4. Deci de asta spun și a zis, e greu. Însă ce a vrut să facă Cosmin? La ultimul meci în Spania, a vrut să arate că s-a greșit cu toată presiunea care a fost pe spatele lui după rezultatele astea de la campionatul din vară european al tineretului. Cum se spune la împins, în România, schimbăm generația, și-a făcut ambiție. Oare cum cred că și-a făcut ambiție? Și-a făcut ambiție. Hai să vă arăt eu vouă ce... Cred, nu știu. Așa, adică asta e ce simt eu. Da. Și Nea Mircea a marșat și el pe treaba asta. Pentru că... Hai să ne convingem. Adevărul că trebuie să te convingi. Ok, nu e momentul potrivit cu Spania, dar totuși deja eram compromis după meciul cu Suedia. Și atunci, bă, să vedem cu alții. Că au fost greșeli, e clar. Acum nimeni nu știe exact. Eu am mers încă o dată și susțin. La echipa națională trebuie să joace jucătorii cei mai în formă. Jucătorii care arată că joacă și dau goluri la echipele de club. Da. Nu poți să bagi jucători care nu joacă. A spus-o și Șumi, au spus-o mai mulți. Uh-huh. Indiferent de valoarea jucătorului, șez în ritm, e o stare psihologică proastă, mentală, mentalul lor este la pământ, nu joacă la echipa de club, ok, tu vii să-l ajuți la echipa națională, ei văd, citesc ce se scrie în presă, nu se poate să nu te afectezi, eu am fost jucător și știu cum e. Și toți am trecut prin perioade când joci, când nu joci, când te place un antrenor, nu te place un antrenor, aici se vede valoarea și calitatea unui antrenor. Cum gestionează momentele astea, cum discută cu jucătorul respectiv. Mulți antrenori, fiindcă nu știu ce să vorbească cu jucătorul respectiv și ce să le spună, fiindcă sunt foarte slab pregătiți, din punctul ăsta de vedere, da, pedagogic și psihologic, spun, eu n-am ce să-ți dau ție explicații, n-am de ce să-ți dau ție explicații. Eu nu vorbesc cu tine, de ce să-ți dau eu ție? N-am dat explicații lui Hagi, lui Popescu, îți dau ție motroc, cine ești tu? Mi-a zis un antrenor mie la un moment dat. Serios? Da, nu-i dau numele. De ce? Nu-i dau un indiciu, ne poți da ca să vedem. Nu, mai contează, eram la Rapid.
Așa. În fine, și am zis, nu. Și am zis, bine, domnule, dacă nu poți să-mi dai, dar era delicat și mai, am mai avut și în alte situații. Și a zis, mamă, ce antrenor ce dur. Ce ți-a retezat-o, nu? Da, ce antrenor dur, nu vrea să o stai. Da, bă, așa trebuie. Nu, un antrenor trebuie să comunice cu jucătorii. Rădoi asta știe să facă, da. Cel puțin așa pare. Eu așa, acum mă întorc. Eu am antrenat tineretul Rapid. Aveam numai jucători de 18-19 ani, apropo, ca experiență. Un an. Mi-a prins fantastic. La Rapid. Cu Răzvan Lucescu, vicepreședinte. Mai înțeles? Și Rednic, antrenor la prima echipă, au luat titlu. E, deci eu știu ce înseamnă Under 18 și jucători cu personalitate. Mă uit la băiatul meu, care cel are 20 de ani. El ce face acum? Joacă la Pitești, dar nu prea joacă momentan. Nu joacă. Să sperăm că o să joace. Are stofă? Are. E are. Bun? Calitate are, da. Sau faci și tu ca toți stații de fotbaliști? Nu, nu, eu încă o dată mă întorc. Tata mi-a zis la un moment dat, zice, băi, Florine, eu îți dau ca la porumbelul ăla. Când consider că ești în stare să dai din aripi, eu te arunc. Da. Dacă poți să zbori, zbor, dacă nu zbori, tată, și nu poți să dai din aripi, ai căzut și ți-ai rupt o aripă, cazi în bot, nu poți să te ajungi mai mult. La fotbal nu poți să pui pile, că pui pilă, îmi spune ție acum, venim noi doi și spui de mine în emisiune, mamă, Cosine, sunt extraordinar, dar pe Facebook și pe unde mai ne văd, sau eu știu unde ne urmăresc, vă spui eu, ce cu ăsta, bă, că da. Vorbește el, zici că e ăla, Petre Ispirescu, din cărți. Deci nu poți să pui pile la fotbal, că te văd 10-15-20 de mii. Ca să-ți împingi copilul. Uite cum face Gică. Nu vreau și să comentez asta. Știu că nu vrei să comentezi. Nu, tata n-a pus presiune pe nimeni. Fiecare, dacă așa a considerat Gică treaba lui, eu îl cunosc pe Ianis. Este o presiune pe Ianis. Nu, nu e presiune și pe Fimiu, e presiune și pe băiatul lui Ganea. Pe toți copiii de fotbaliști, de foști fotbaliști e presiune. Cum a fost presiune pe mine, a fost presiune pe Răzvan Lucescu, toată lumea a spus că l-a împins Nea Mircea. Da. Ok, te ajută în viață. E normal să-ți dea cineva un șut în fund. Important e să știi să profiți. Răzvan a recunoscut, l-a ajutat mult domnul Copos, chiar dacă îi făcea semnul la frumos și spunea că l-a făcut la nu știu cine în poză. Da. Dar a recunoscut că l-a ajutat. Da. L-a susținut domnul Dinu Vamă. Corect. Eu când am intrat în fotbalul nostru, ca secundul la Sportul și la Pandurii, când a fost susținut, fiindcă am vrut să arăt că sunt corect, am renunțat la Pandurii, la Sportul Studențesc. Când am preluat o echipă la un moment dat în Liga a doua după Adi Falub, cu toate că n-am vrut, dar am avut încotro și am luat echipa, eram la retrogradare pe locul 13 cu Sportul, cu o echipă foarte bună, cu domnul Șiman, am avut parcursul ăla foarte bun, am luat pe locul 10, oricum liniștitor, cu toate că cu un sezon în urmă echipa juca în prima ligă, terminase pe locul 4. Dar ții minte ce s-a întâmplat cu retrogradat, promovat, rămas Panduri și echipa aia căzut în cap. E, când trebuia să-mi continui mandatul ăla, după ce m-am chinuit 2 luni, 3 luni cu Sportul Studențesc, în pregătire cu Sportul Studențesc, mă trezesc cu 2 săptămâni înainte să înceapă campionatul următor, că a venit Tibi Selimeș. Împins de prieteni, relații și munca mea nu s-a mai văzut, cu toate că au defilat în campionatul ăla după aia. Dar nimeni n-a spus că pregătirea a fost făcută cu Motrog la Brașov, și în Italia, nu mai știu cum am pregătit pe acolo, cu jucători supărați, nemulțumiți, mi-au fugit din cantonament, filmări. Din cantonament? Da, ce filmări. Filmări, când mi-au plecat din cantonament. Cum mai filmări? Păi filmări de la hotel. A, și ai văzut că ai cerut pe camere. Da, am cerut camerele și cine erau hoții? Nu mai dau, nu vreau să dau nume. Jucătorul ăla mi-a mulțumit ulterior. Da? Da. Și mi-a făcut și eu contractul a doua zi și am primeam telefoane de la domnul... De la cum a fugit din hotel, probabil. Da, nu, de la domnul Șiman, că i-am distrus jucători de 2 milioane. Varga și cu Bălan, despre ei e vorba, da? Dacian, nu? Da, a fost o petrecere. A fost o petrecere și a doua zi dimineață am avut antrenament la 7, eu făceam 6 km pe platou. Așa. A alergat. Cu mașina după ei eram, aveam un Loganel. Da. Mă bombăneau că sunt depășit, că fac antrenamente spartane, că comentau pe la domnul Șiman. Da. L-ați adus pe Motruc, al doilea Hizo, al doilea Florin Marin, ne omoară la antrenament. La 10 iară, antrenament mix, rezistență, cu tehnică, cu mingea, ce făceam pe acolo. În fine, seara la fel și seara la al treilea antrenament. Apropo, mă întorc, făceam și eu 3 antrenamente ca domnul Pițurcă, dar făceam 3, o zi 3, 2 zile câte 2. 3, 2, 2, 3, 2, 2. Și am stat aproape 10 zile la Poiana Brașov.
Și seara, la ultimul minut de antrenament, s-a obținut de picior. Aoleo, am făcut mai omorât, m-am rupt. Nu se rupsese. A avut o contractură, o spasmă musculară, pe fond de oboseală, pentru că el plecase la plimbare seara și s-a întors, da, s-a undeva întors, dimineața. Știu și când s-a întors. Dar l-ai urmărit? Filmarea. Că de obicei, nu, dar problema a fost, știi ce a fost? Holul hotelului dimineața să vadă când vin fotbal. Eu stăteam, dormeam cu Cezărică Zanfir pe canapele în recepție până la 12:30, 1, ne cădea capul. Eram paznici, i-am zis și Mandone, ne-a dus paznici. Și la ora 1, fără un pic, cred că a plecat Dacia, nu mai știu, că am, că am filmat. A, deci după ce v-a luat somnul pe după voi? După ce am plecat, nu mai e gata, că nu mai puteam, eram cu Cezar. Stai puțin, și de unde ai aflat că a plecat? A, ți-a spus altcineva. Altcineva, culmea, în recepție, în seara, după ce ne-am întors după antrenamentul, da, în care eram foarte supărat de ce mi s-a întâmplat cu Dacian, pentru că eu nu prea am rupt jucători. A, nu știai. E pregătirea fizică pe care am făcut-o cu sportul studențesc într-o mare, mare proporție. A fost făcută de mine, nu de preparatorul fizic, apropo, că sărind de la un alt. Sens că n-o să-ți atingi nimic. Nu, nu. Eu nu prea m-am lăsat pe mâna preparatorilor fizici 200%. Decât dacă am simțit că am încredere totală și știam că vorbesc cu cineva care știe ce spune. Da. Și cunoaște bine ce spune. Mai ales că vezi, iar alt defect profesional, am învățat în școală. Și cam știu și eu cam despre ce. Și eu am fost și un alergăreț. Și eram foarte interesat de revenire, de intensitatea efortului, de ce alerg atâta și de ce nu. Și când întrebam, nu mi se spunea nimic, că unii nu știau ce să ne spună, de ce alergăm 20 de kilometri, de ce alergi 20 de kilometri în 6 ore, 5 ore, 6 ore, ce rezolvam? Nimic. Alergăm că antrenăm voința. Ce voință, băi, frate? Chiriță Iulia ne-a zis la un moment dat, acelui antrenor, nu vreau să-i dau numele, ce facem? Iar antrenăm voința temerar, ce voință, băi? Că repetasem, alergasem cu o zi înainte 20 de kilometri și a doua zi ne-a dat iar 20 de kilometri. Poiana, Brașov, Râșnov și înapoi. Dacă în prima zi am făcut vreo 4 ore, unii am făcut 2 ore, o oră jumate, a doua zi când ne-a dat de nou, au venit unii la al doilea antrenament seara la 5. Noi ieșeam la antrenament și ei veneau, mers, n-au mai vrut să mai alerge. Deci ce să-ți povestesc? Că și asta spun. Ți-a zis cineva, vezi că a fugit Varga. Da, mi-a zis seara la masă acolo, m-a văzut, stăteam cu Cezar supărat. Domnul Șiman mă bombardase cu telefoane. I-am spus, domnule, nu e rupt, o să vedeți că nu e rupt. Bă, că uite așa, că trebuie să-l dau și tu mi l-ai denorocit pe ăsta, că mi-i fugărești de mii, spargi. Ce presiune incredibil. Mare de tot. Apropo de finanțator. Mare de tot. Și bineînțeles că Dumnezeu m-a ajutat. Și domnul care era prieten bun cu Mihai Lăzărescu, care era delegatul nostru, Mihai trăiește, puteți să-l întrebați. Așa. Mi-a zis, zice, domnul Motroc, zice, domne, te văd, vin la antrenamente, avea vreo 70 de ani omul, în vârstă. Am văzut antrenamentele lui Dan Petrescu, unde făceam noi pe stadionul ăla la ieșirea din Brașov. Am prins pe tata al dumitale, zice, pe domnul Lucescu, cum venea cu Rapid, zice, domne, ești fantastic de implicat, îmi place fantastic. Zice, domne, dar vreau să te întreb ceva, le dai liber la jucători seara? Și m-a pufnit să zic, le dau liber, zic, dormim pe aici pe canapele. Nu, domne, zice, că aveți jucători care vă mai pleacă, se mai plimbă, până oraș. Hai, domne, zic, mă luați la miște. Da, domne. Zice, vă spun eu că aseară v-au plecat, unul din ei v-a plecat aseară. Hai, domne, nu se poate. Dacă vă spun. Și bineînțeles, am aflat cine. E unul mai șmecherel, mai... A, zic, e clar. Cât șmecherel. Acum problema era cum Varga demonstram. Da. El mai probabil înțeles ar fi spus și bineînțeles, că nu, sau l-ai confruntat. Am fost deștept, am văzut camerele. Așa. Zic, stai mă, că sunt camerele de luat vedere. Și m-am dus la recepție să cer filmările. Și bineînțeles că nu au vrut să-mi dea filmările, că au zis că sunt confidențiale. Așa. Și am apelat la o altă relație foarte bun prieten cu patronul hotelului respectiv. Da. Și mi-a dat toate filmările. Și se vedea clar, pe la ora 12:30, fără un sfert, pleca după și venea dimineața pe la 5 și ceva. A, se întâmpla în fiecare seară? Nu, în seara aia, când a doua zi mi s-a accidentat. Și bineînțeles că n-a fost nimic. Deci Dacian n-a avut nimic. Da. Chiar îl iubesc, este un jucător pe care eu am spus foarte că simpatic. Și beat, dacă îmi vine la antrenamente, eu îl bag să joace. Ți-a venit vreun jucător beat vreodată la antrenament? Nu, n-a venit. Niciodată. Niciodată, dar vreau să spun, îmi plăcea tare mult. Ai prins vreun coleg care a venit vreodată? Am prins colegi. Serios? Mi s-a întâmplat și mie. Te-ai dus beat la antrenament? Nu beat, dar m-am... Eram mic, eram la Bacău, la un antrenament, era domnul Sechelariu, cu domnul Ștefănescu, Dumnezeu să-l odinească, cu domnul Sighitiu. Și eram cu Nicu Alexa, care nici el nu mai a murit, portarul. El era purisan. Avea niște probleme în familie. Eu aveam 23 de ani, ceva de genul ăsta, 90-91, când am plecat de la sportul, de la FC Argeș, de fapt. Uh-huh.
Și după primul antrenament, la ora 12, băi, mă troc, ce faci? Ce să fac, Nicule, mă duc să la hotel, hai bă la mine să mâncăm ceva, stai cu mine, mai stăm de vorbă și venim la 4 la antrenament. Și am mers la Nicu acasă, în fine, m-am dus acasă. Când am intrat în casă, avea un paravan așa, în mijlocul sufrageriei, împărțea sufrageria în două. Așa. Și ce faci, mă, ai împărțit casa în două? Ce ai făcut? În fine, am aflat că el, de fapt, se certase, da, cu soția, era într-o situație în care urma să se despartă. Și, hai bă, mâncăm ceva, am mâncat ceva amândoi și îți dau un pahar de pălincă, avea el o pălincă, nu știu de unde o adusese. Băi, Nicule, eu nu beau țuică, mă, îmi dai pălincă, mai pus. Hai bă, cu mine o gură, ai o gură. Am băut un păhărel, am mai băut un păhărel și cred că am băut vreo 4-5 păhărele cu el de țuică. Băi, în perioada aia nu prea beam și țuica aia mi-a căzut ca plumbul în ghete. Și el era puțin afumat, în fine. Am ajuns la stadion. E, la stadion au mai venit și alți băieți, că mai fuseseră și alții pe la o masă, tot așa, cu un grătar. Și erau și, nu eram beți, dar da, eram, se vedea. Moleșiți. Dacă ne puneam să mergem în linie dreaptă, mai ne băteam stânga-dreaptă. Și ne-a băgat la 5 contra 2. Ne-a plicat 5 contra 2. Și la un moment dat, bineînțeles că unii dădeau pe lângă ea, nu vedeam mingea, îți dai seama. Se vede imediat, se moaie. Și simți corpul? Nu mai spun că poate și miroasea. Unii miroseau. Noi la țuică nu prea miroseam, dar alții da. Cert e că după 5 contra 2 ăla ne-a spus, ne-a chemat deoparte, ne-a costică, un om incredibil, da, multă clasă în el. Și cum a rezolvat? Duceți-vă la refacere, că vă faceți de râs. Așa zic. Și vă mai și accidentați. Incredibil cum a ieșit din situație. Da. Altul v-ar fi dat afară, oh, da, poate. Da, da. Da, mi-a plăcut. Da. Ce înseamnă să ai puțin, să simți jucătorul. Dar și noi, când era cazul, într-adevăr, vezi că te avea la mână. Ne-a mergea Lucescu, alte vezi că el a lucrat cu dânsul. Spunea, bă, cine e om, noaptea să fie și ziua. Și lăsa să plece, duceți, vrei să bei, bei, bea, mă. Dar vezi că mâine sunt 10 bucăți, de 2.000, de 5.000, de 3.000, dacă nu faci față, ai plecat acasă. Vrei să bei, bea. Și sunt cazuri, poate să vă bea. Dumnezeu să vedească, Mișa Klein povestea și mulți alții au fost care spunea cu Nea Mircea, da. Și avea vorba, oare vorba asta că trăiește. Cine e om, noaptea să fie și ziua. Uh-huh. Și știau, fane, o van. Dar nimeni nu putea să... Da, eu ți-am băgat eu pe gât, da, să-mi faci și antrenament. Da. Deci asta sunt multe, multe lucruri. N-am apucat să intrăm în ele nici măcar... E, am sărit, de asta spun de la una la alta. Legat de tot ce se întâmplă în fotbal, doresc fantastic să ne calificăm totuși la europeanul ăsta. Ar fi păcat totuși să nu ne calificăm pentru fotbalul nostru, care, din păcate, trăiește prin CFR Cluj, efectiv, prin ce face Dan acolo și să sperăm. Să sperăm că prin venirea lui Mirel acum va fi inspirată și inspirat și ne vom califica. Pentru că are meciurile astea, mai ales primul cu Islanda, deloc ușor, din punctul meu de vedere. Ca să terminăm într-o notă amuzantă, mai povestește-ne ceva din cariera ta. Ceva amuzant. Te-am tot povestit. Mai povestește-ne unul. Sunt foarte... Da, alegeți tu așa un moment. Nu mai știu, sunt multe... Acum îmi vin când încep să depun amintiri de jucători și ți-am zis, hai să-ți mai spun, ieri am pus pe contul meu de Facebook, a fost ziua unui fost jucător de-al meu din Iordania, de la Shababa Lordon. Așa. Și aveam jucătorul, apropo de ce se întâmplă, vedeam și ce declară Răzvan, cum a pregătit jocul ăsta, stările astea trăite de un antrenor, când există o foarte mare presiune pe el, în a nu se face de râs, în a nu dezamăgi oamenii din jurul tău, oameni care și-au pus mari speranțe în tine și în ceea ce trebuie să faci și care îți dau mână liberă. Și pe Răzvan, presiunea e mult mai mare decât unul care vine să se bagă peste tine. Ascultă ce spun, că știu. Când te lasă, să-ți faci treaba tu și atunci tu nu vrei să dezamăgești. Dacă ești un om profesionist și ești un om care știi ce vrei de la tine. Îți pui tu suficientă presiune încât nu mai depășești orice. Ok. Aveam un jucător care, extraordinar, de antrenamente, mamă, zice că e Messi, Ronaldo la un loc. Elegant, tehnică, ținută. Când l-am văzut prima dată, a zis, mamă, ce fotbalist am aici, 28 de ani, era copt, venise de la Faisali, o echipă campioană în Iordania. Și cu personalitate, deci nu venea, că venise la o echipă mică. Și zic că o să am probleme cu ăsta, că nu prea-i convenea când îi făceam observații, știi?
L-am lăsat în pace. Am intrat, am făcut o pregătire foarte bună în vară. Am avut 2 luni de pregătire. Nu e ușor. Am pierdut un singur meci. Am 53 de puncte câștigate, record. Cu Marius Cogălnicianu, preparator. Și spunea lui Marius că după aia noi am mai lucrat ceva timp. Am fost foarte consecvent în pregătire. Ne-au plătit salariile acolo o bună perioadă de timp, dar făceam 2 antrenamente și opream jucătorii la masă. Îmi veneau câte 5 într-un taxiu fără bani. Și la un moment dat le dădeam bani de la mine. Și eu mi-am luat salarii după 2 ani. În fine, ce vreau să spun de jucători? Și îl vedeam că nu-i convine tot ce îi spune eu de fiecare dată, după antrenament, observații, nu-i convine. Și atunci la un meci l-am băgat și l-am scos. Și m-a întrebat după meci că de ce l-am scos. Și am spus, băi, Mahăr, păi n-am cum să te bag, pentru că tu n-ai niciun pic de răutate. Tu zic că în antrenament ești extraordinar și când vine jocul ești cel mai cu minte, nu speri pe nimeni. Eu am nevoie de agresivitate la mijloc terenului, am nevoie să accepți lupta. Cum e o luptă, tu te întorci, fugi, eviți, nu intri în clinciuri. L-am scos pentru că nu mi-a pus un picior la o minge, la o contră, la mijlocul terenului. Păi zic că ăsta e fotbalul, vorba lui Florin Marin, mai faci buba, mai tratezi, ca și zicea, nu faci, că nu facem alunecări. Da. Făceam la alunecări cu Florin, orice exercițiu se termina cu alunecare. Acum nu mai face nimeni alunecări. Sar la All Boys ăștia, cu vreo, înainte să-mi paradești genunchiul, am venit acasă, aveam și o julitură mare pe fund aici, pe goa. Și nevastă mi-a zice, bă, tu crezi că mai ești jucător? Nu poți, vezi că le ai în sânge. Da. Sunt jucători acum care nu fac, că se murdăresc. Înțelegi? În fine, și lui Mahăr zic, bă, dacă nu vrei să mă înțelegi, nu știu, să văd cum o să găsesc o variantă să te fac să înțelegi. Ok, și noaptea stăteam, mă gândeam, bă, cum să fac? Venea un meci foarte greu, cred că dacă nu chiar derby cu Faisali sau cu Wahdat. În fine, și nu știu cum mi-am adus aminte de un film, din desene animat. Cu tăurașul Ferdinand. Ah, care mirosea floarea. Da. Așa. L-am postat ieri și i-am dat mesaj lui Mahăr. Cel mai bun film motivațional pe care am putut să-l găsesc vreodată în viața mea. Nu cred. L-am pus la ședința tehnică în vestiar cu toți jucătorii. Aia cred că s-au... Au rămas mulți toți, blocați. Ce a făcut? A venit cociul cu Walt Disney, ne pune Ferdinand. Și le-am zis, vreau să fiți ca tăurașul ăsta, vedeți? Și ăla care vă înțeapă sunt eu. Deci când el era cu minte, începea, băia, îi las, toți se băteau, dădeau capul în cap, da. Mamă, și-au venit matadorii, aici, pe ăștia sunt, nu, ăla, se băia, erau săraci, nu știau ce să facă ca să ia. Și ăsta, taurul, cel mai frumos, cel mai mare, s-a dus sub un copac el. Da. El mirosea florile, el își făcea tamir. Deci acum se duceau petalele exact, pe nas. Exact, le-au spirat. S-a pus într-o floare, l-a înțepat albina în fund. Și a dărâmat toți copacii pe toți taurii. I-a făcut afiș. Și ăsta e taurul nostru. Și asta ne-a spus, nu, Mahăr, vezi, asta vreau să faci, Mahăr. Ai înțeles mesajul meu? Da, coach. Ce să spun, a fost unul din jucătorii extraordinari. Oriunde l-am pus, bandă dreaptă, mijlocaș și spatele vârfului, vârf. Mijlocaș central a fost unul din jucătorii exponențial. Și a mai jucat încă vreo 4-5 ani după ce am plecat eu. Deci și tot timpul mi-a spus. Pentru fiecare jucător, să le înțepem fund. E important să găsești acel loc sensibil, exact. Mulțumesc mult de tot, Florin, pentru prezența drag. În studio. Iar am stricat emisiunea, n-am vorbit. N-ai stricat nimic. Mai venim, că și așa, dacă sunt acasă, sunt și-o merg. Mulțumesc mult de tot. Îți mulțumesc și eu de sănătate invitație. Sănătate multă. Vă sper mulțumesc că n-am plictisit pe nimeni. Nu cred. Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit în această dimineață. Nu uitați www.gsp.ro. Rămâneți pe site pentru toate reacțiile din fotbalul românesc, toate informațiile noi, ce se mai întâmplă cu selecționerul Under-21, cine va fi numit. De asemenea, informații proaspete din Japonia, acolo unde Gazeta Sporturilor are un trimis special la campionatul mondial de handbal. Dan Udrea este acolo și acoperă evenimentul pentru Gazeta Sporturilor. Ne vedem mâine dimineață la 9:01 la GSP Live. Toate bune, o zi bună!